Bun venit la primul episod din Mituri și Legende din jocuri video. Data aceasta vom vorbi despre Minecraft. Nu este vorba de Herobrine, ci este vorba de ce li s-a întâmplat de azi. Mă jucam cu un prieten pe Minecraft. Da, Sprinter. Și am observat că erau niște blocuri de iarbă ce aveau niște zăpadă pe ea. Zăpada era de culori, cum ar fi albastru. Când am dat cu pumnul zăpadă, a explodat. Vă arăt niște filmări. Noi nu folosim un mod. Și te uite Uitați! la celelalte blocuri și bagă-te și pe creativ să vezi. Deci, uitați-vă puțin. Asta știu, din câte știu eu. Poți să colorezi iarba, dar nu așa. Nu poți fără nu știu ce program, dar în baza de date a Minecraft-ului se găsesc așa ceva. Da, asta e iarbă. Hai să vedem ce se întâmplă dacă... Da, dacă dăm cu pumnul de ea, explodează și ne dă doar dirt. Bun, dar asta ce să fie zăpadă, și oricum a fost un creeper. Asta ar trebui să fie zăpadă. Da. Eu nu mai înțeleg nimica. Vă rog, oameni buni, ziceți-ne în comentarii. Noi nu jucăm la 3 noaptea. Ziceți-ne în comentarii teoriile dumneavoastră. Springtrap, fii cu minte. La revedere. La revedere. A, da. Și hashtag iarba albastră. Hashtag vreau să devin primar. Cum se poate oprește chestia asta? Nu uitați să vă abonați, să dați like și să comentați.